Zeci de donatori de sânge au trecut marți, 14 iunie, pragul Centrului Județean de Transfuzie Sanguină Hunedoara Deva, unde au sărbătorit împreună Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Surpriza aniversării comune aparține Centrului Județean de Transfuzie Sanguină și Asociației Inimi Generoase din Deva. Este Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Să nu uităm, este o zi foarte importantă în care noi vrem să marcăm acest gest deosebit de generos al acestor oameni, donatorii de sânge. Ei sunt cei care zi de zi vin la centrul de donare și donează sânge, de unde noi facem toate preparatele necesare bolnavilor. Sunt acei oameni generoși care au înțeles despre dragostea aproapelui, care au înțeles că există cărări între oameni, care au înțeles ce înseamnă generozitatea, ce înseamnă dăruire, compătimire, implicare și până la urmă jertfă. Ei dăruiesc picăturilor lor de sânge, adevărate picături de dragoste, semenilor, care sunt în suferință și pe care îi ajutăm să treacă de momentele grele și de foarte multe ori sunt salvatori de vieți. Adică, generoase înseamnă niște acțiuni umanitare făcute din suflet pentru oamenii din jurul nostru care au cu adevărat nevoie de aceste acțiuni. Fiind și cadrul medical, ne-am lovit de nenumărate ori de lipsa acută de sânge din spitale și, din păcate, omul nu merge să doneze decât când cineva din jurul lui este bolnav și are nevoie de sânge. Atunci am hotărât ca prin aceste acțiuni să facem formulările și să ajungem mai ușor în rândul oamenilor și cerințelor din timp, să nu fie nevoit ca omul să fie bolnav pe patul de spital pentru a avea nevoie de sânge. Acțiunea s-a intitulat Tinerii donează, tinerii salvează, iar cei mai activi tineri donatori au fost premiați. Printre aceștia, printr-o frumoasă coincidență, au fost doi dascăli, iar unul dintre premiați, întrucât termenul îi permitea, a și donat sânge chiar de ziua donatorului. Cred că donez de aproximativ 3-4 ani. Și donez pentru că sunt sănătos și pentru că mă gândesc că alți oameni chiar au nevoie de sânge și putem să facem o faptă bună prin asta. Cum te simți după donare? Mă simt oarecum împlinit, gândindu-mă că pot să ajut pe cineva la nevoie. Un sfat pentru potențialii donatori de sânge? Din punctul meu de vedere că sunt unul dintre tinerii care donează, i-aș sfătui pe toți de vârsta mea să facă același lucru înainte de a ajunge, Doamne ferește, în situația de a avea ei nevoie de așa ceva. Nu m-am întrebat niciodată de ce donez. Cred că e un gest mărunt pe care îl putem face oricare dintre noi. E atât de simplu să ajutăm pe cei care au nevoie și le-aș transmite nu doar elevilor, ci tuturor care sunt eligibili să vină și să doneze. De la acțiune nu au lipsit nici factori de decizie din sistemul medical hunedorean și printre aceștia existând donatori de sânge. Da, este important să donezi sânge, fiindcă niciodată nu o să știi unde ajunge sângele respectiv. De multe ori suntem noi și spitalul mare, avem nevoie de sânge și nu avem sânge pentru pacienții respectivi, că e soră, că e frate, că indiferent cine, are dreptul la o șansă pe care o putem să o dau eu sau altcineva. Este important să conștientizăm faptul că trebuie să donăm sânge. Înseamnă foarte mult în primul rând pentru oameni, pentru cei care au nevoie de sânge. Este extrem de important. O donare de sânge poate să salveze 3 vieți. De asemenea, noi încurajăm tot ceea ce ține pe partea de sănătate publică, pentru că este firesc să fie așa. Este foarte important din punct de vedere uman și trebuie să ne gândim că poate la un moment dat putem să fim dintre cei care să avem nevoie de aceste picături de sânge și este important să facem un act voluntar în a salva viețile oamenilor. Despre importanța donării de sânge au vorbit și oficialitățile locale și județene prezente la eveniment, iar unele dintre acestea au și calitatea de donator de sânge. Cum se simte un primar donând sânge? Foarte bine, foarte bine, gândindu-mă la semnii mei. Așa cum a spus și managerul spitalului, doctorul Nisturica, nu știi niciodată sângele pe care astăzi îl donăm, spui, ajunge, în mâna cui ajunge. Bineînțeles, a medicilor, dar pot salva o viață.
și este un gest pe care îl fac cu mare drag și încurajez pe mulți cetățeni să facă acest gest de onoare. În primul rând vreau să încurajăm această acțiune a tuturor celor care pot să doneze sânge și trebuie să gândească că donând sânge, cu siguranță pot să salveze un om, un semen de al lor și chiar fericit personalul Centrului de Donare Sânge din Deva, pentru că se implică împreună cu ONG-urile. Vedem foarte multă lume astăzi care a venit alături de această acțiune și trebuie să conștientizăm că această acțiune, în primul rând, este importantă în scopul de a întinde o mână oamenilor și de a salva vieți, în primul rând. La acțiune au luat parte și numeroase cadre medicale, unele cu experiență în donare, iar altele au donat sânge pentru prima oară, acestea cunoscând chiar cel mai bine importanța sângelui pentru salvarea de vieți omenești. La prima donare a fost greu să spargi gheața? Nu. Emoții mari, dar chinul concluzând salvată de vieți, a fost pe măsură și satisfacția. Cum te simți după donare? Bine, absolut bine. Cum mi se întâmplă acum, la fel ca înainte. Este foarte important pentru activitatea noastră care o prestăm de zi cu zi, să realizăm cât de importantă este o picătură de sânge care se poate ori este vitală, adică de cele mai multe ori este vitală și faptul că devenim mai buni și este sentimentul acela că ai putut să faci ceva direct pentru o persoană care este într-o situație critică. La final, pentru a-și reface forțele, donatorii de sânge au mâncat dintr-un tort creat special și ornat simbolic.